ai vreun sfat pe care l-ai transmis tuturor copiilor tăi? Nu știu dacă excelez la sfaturi, dar sunt alături de ei în orice moment și susțin în orice... Pentru mine e importantă personalitatea lor. Pentru că eu dacă le transmit un mesaj, n-aș vrea să influențeze niciun fel. Eu vreau să dezvolt personalitatea lor, eu vreau ca ei să se impună, eu vreau ca ei să fie lideri, eu vreau ca ei să fie persoane care să facă performanță. Ai fi făcut ceva diferit în creșterea copiilor tăi? Ai vreun regret în privința asta? În orice lucru există loc de mai bine, de progres. Tot timpul eu am avut un loc special în sufletul meu, adică indiferent de lucrurile bune sau mai puțin bune care le-am făcut în relația cu ei, dar tot timpul, repet, copiii sunt ceva special în viața mea. Fiica ta a absolvit liceul anul acesta, aș vrea să știu ce facultate a ales. SNSPA. Chiar astăzi am primit mesaj de alea că a fost admisă, da. Eu o susțin, ea iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face, este profesionistă, ceea ce cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, îi place să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta, eu am vrut-o și vreau să o... A făcut o practică foarte bună la Digi24, dar acum tatonesc cu ea să vedem dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de... Ea a fost la un internship acolo și a făcut-o foarte bine. Dorea să urmeze și o carieră în actorie. S-a răzgândit între timp? Da, dacă fratele ei cumva a început să-și pună amprenta în zona asta, vrea și ea, își dorește și ea, clar. Da. Și o susții în orice ar face. Da, în orice, sunt alături de Maida.